găsit la știrile din sport. Avântul Reghin a încheiat cu succes sezonul de succes de care a avut parte. Sâmbătă, în ultima etapă a campionatului Ligii a 3-a, a învins pe teren propriu Industria Galda, scor 2-1. Pentru echipa antrenată de Vili Stoica și Viorel Cioată, au marcat Ciprian Gliga în minutul 38 și Deji Laurent în minutul 60. Cu această victorie, Avântul încheie sezonul pe locul al doilea, după o formă excelentă arătată pe teren propriu în actuala ediție de campionat. 10 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere. A fost spectacol sportiv din nou pe stadionul municipal din Reghin. Sâmbătă, 28 mai, în ultima rundă a Ligii a 3-a, seria a 5-a, Avântul și-a confirmat forma bună și că este greu de învins pe teren propriu. Echipa antrenată de Vili Stoica a reușit să dispună de vecina de clasament Industria Galda cu 2-1. Un meci fantastic din punctul meu de vedere, o atmosferă foarte frumoasă. Am jucat cu o echipă bună pe care i-am dominat. Pe lângă cele două goluri mai puteam să mă marcăm încă câteva, am avut câteva ocazii foarte bune de a marca. Pe ansamblu, un joc bun pe care l-a dominat. Păcat că am luat golul ăla la sfârșit și am avut un pic de emoții. Dar ăștia suntem noi, nu putem să stăm noi liniștiți, totdeauna trebuie să fie un pic de suspans. Și de aceea și fotbalul este frumos. Golurile reghinenilor au fost marcate de Ciprian Gliga în minutul 38 și Deji Laurent în minutul 60. A fost un meci destul de greu, echilibrat în mare parte, însă am reușit să marcăm și să câștigăm cele 3 puncte. Un nou gol pentru tine, le-ai numărat? Câte sunt până la urmă, la final de sezon? Da, am 8 goluri și sunt printre golgheterii echipei. E ceva, având în vedere vârsta pe care o ai, da? Da, e un lucru bun pentru mine și ca să mă pot propulsa mai departe. Ne-am dorit foarte mult să încheiem cu un rezultat pozitiv, ceea ce am și reușit. Îi felicit pe băieți, au dat totul pe teren, deși la o temperatură destul de ridicată, au reușit să câștige. Cu această victorie, Avântul încheie sezonul pe locul 2, după o formă excelentă arătată pe teren propriu în actuala ediție de campionat. 10 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere. Și tot în fața propriilor suporteri a înscris de 30 de ori. De altfel, și bilanțul sezonului este unul extrem de bun pentru reghineni. Au adunat 58 de puncte și au terminat confortabil pe poziția secundă. Au reușit numai puțin de 18 victorii, au făcut 4 egaluri și au pierdut doar de 4 ori. Au dovedit că au al doilea cel mai bun atac al seriei, cu 55 de reușite, primind doar 23 de goluri, cifră care îi clasează pe locul secund în serie și la capitolul apărare.